Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună la apusul soarelui, peste ziua în care îl prăznim pe Sfântul Tihon, episcopul Amatundei. Repet aceste nume și aceste cetăți, pentru că doar prin Sfinților mai există înaintea ochilor noștri. Suntem în plin post al întâlnirii cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel și, într-un fel sau altul, cred că psalmul acesta care urmează, psalmul 115, li se potrivește amândurora din prea plin. El începe astfel. Crezut am pentru aceea îngrăit, dar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și apoi, versetele cele mai importante. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupte legăturile mele, Ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. E, cred că, un psalm care le plăcea foarte mult și apostolilor. Și cred că e un psalm care trebuie să ne aducă aminte fiecăruia dintre noi în parte și tuturor comunitatea creștină la oaltă, că suntem strânși în Hristos, în jurul acestui pahar binecuvântat, pe care atât de frumos îl numește psalmistul, ca pahar al mântuirii, pahar al izbăvirii, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Suntem, dacă veți, într-un psalm care înainte vede dumnezeiasca liturghie, căci ce e altceva decât acest pahar al mântuirii luat pentru mântuirea noastră și dăruit nouă pentru izbăvirea noastră din moarte. De aceea țin să vă spun că efortul nostru de a citi psaltirea încă de la începutul anului ne aduce aminte că sunt în întreaga istorie a omenirii semne ale venirii lui Hristos, dar mai cu seamă semne ale împlinirii minunii rămânerii lui cu noi. Nimic din cuvintele acestea ale psaltirii nu a trecut de la noi. Sunt cuvinte vii, care alcătuiesc într-un fel sau altul o memorie extrem de atentă, nu doar a liturgicului uman, ci și a așteptării umane. Până la urmă, în fiecare săptămână suntem în așteptarea paharului mântuirii. Unii, doar duminica, alții și în celelalte zile ale săptămânii, merg spre dumnezeiasca liturghie și împlinesc atingerea aceasta de paharul cu conținut mântuitor, dacă vreți, într-un limbaj mai modern. De aceea e important să rețineți că de fiecare dată, când suntem pe calea postirii, postirea se împlinește în împărtășire, în spovedanie și împărtășire. Și că una fără cealaltă nu sunt altceva decât semicreștinisme sau încercări de a mima creștinismul. Cred fundamental că avem nevoie de spovedanie și împărtășanie ca să simțim gustul din paharul mântuirii. Mâine este o nouă zi.